Inspectoratul Teritorial de Muncă are o nouă conducere. În urma concursului desfășurat acum mai bine de două săptămâni, câștigători au fost declarați Cristian Cucuian, director coordonator, Ioan Barbu, director coordonator adjunct pe probleme de relații de muncă și Constantin Mandache, director coordonator adjunct, care se ocupă de respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în timpul lucrului. Învestirea lor a fost făcută de către prefectul Dorian Pocovnicu în prezența deputatului Adrian Popescu, a subprefectului Tudorița Lungu, a vicepreședintelui Consiliului Județean Silviu Bondor și a celor peste 70 de salarii a instituției. La această instituție, ca de altfel și la celelalte unde s-au instalat sau vor fi instalați directorii, coordonatori, așteptările mele sunt foarte, foarte mari, mai ales că exigențele din data de 25 de când au intrat pe funcție vor fi extrem de mari. Se va întâmpla acest lucru datorită perioadei dificile pe care o traversăm. Este o perioadă care pe această instituție va aduce cel puțin o mulțime de probleme, nu instituție, dar problemele cetățenilor vor veni aici, problemele angajaților vor ajunge aici. De aceea, spuneam și puțin mai înainte, ștacheta instituției este înaltă, pentru că este o instituție care a avut performanțe și a performat ca activitate, o instituție cu imagine bună în activitatea pe care o desfășoară. Aștept de la noua conducere să preia practic ștacheta din acest loc și să o ducă mai departe cu aceleași performanțe. La rândul lui, noul director Cristian Cucuian s-a angajat că va păstra ștacheta ridicată. Cred că această instituție trebuie să devină mult mai vizibilă, să colaboreze mult mai mult cu alte instituții descentralizate și în primul rând cu presa, pentru că principalul rol pe care noi îl avem și dacă întrebăm oamenii încă ei nu știu ce este ITM-ul, cred că este o instituție care doar controlează, nu știe că de fapt le reprezintă drepturile. Inspectoratul Teritorial de Muncă, din punctul meu de vedere, reprezintă drepturile celor care muncesc. Pentru că întotdeauna există o dorință a angajatorilor să dea mai puțin și o dorință a angajaților să primească mai mult. Și aici ne referim la condițiile de muncă, nu ne referim la drepturile bănești salariale. Întotdeauna oamenii vor să lucreze în siguranță, iar angajatorii vor să facă economii. Noi suntem cei care suntem arbitri în acest domeniu și care trebuie să învățăm pe cei care sunt angajați că au dreptul să muncească în condiții civilizate, că au dreptul să-și păstreze sănătatea la locul de muncă, că au dreptul de a fi tratați așa cum merită. Totodată, noua conducere a dat asigurări că instituția va avea și un rol de îndrumare a angajaților privind respectarea legislației muncii.